informații noi despre Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în alt preasfințitul Pimen, este tratat cu plasmă convalescentă, cel mai nou tratament împotriva coronavirusului folosit însă în România de săptămâna trecută. În altul prelat a primit deja 3 doze după ce medicii au constatat că starea lui de sănătate se înrăutățea. Aflăm toate informațiile chiar acum de la colega mea, Sabrina Preda. Sabrina, bună ziua! Bun găsit, Nadina! Într-adevăr, în al preasfințitul Pimen este în acest moment pe acest tratament cu plasmă. Plasmă recoltată de la pacienții care au trecut deja prin boală. Vorbim de anticorp care ar putea să-l ajute. Această plasmă este de cele mai multe ori folosită pentru pacienții critici, pacienții din terapie intensivă, așa cum este și în al preasfinția sa. Până în acest moment există pacienți care erau pe secție de anestezie și terapie intensivă, care au primit acest tratament și au reușit să iasă de pe secție de anestezie și terapie intensivă. În ceea ce privește starea de sănătate a înalpreasfințitului Pimen, medicii în acest moment sunt rezervați pentru că, deși el este stabil, starea lui rămâne ca fiind una critică, mai ales că vorbim de o persoană în vârstă, știm că înalpreasfinția sa are aproape peste 90 de ani. Mulțumesc foarte mult!